Noi suntem pacea interioară. Asta e viziunea mea. Așa. Noi suntem asta. De ce nu o simțim? Dar nu o simțim, într-adevăr, nu ne lăsăm să fim ceea ce suntem. Eu consider că noi toți suntem iubire și suntem lumină și suntem tot ce poate fi mai frumos în universul acesta. Dincolo de asta, există tot felul de gânduri, de emoții, de pulsiuni care nu ne definesc neapărat. Eu pe acestea le numesc părți. Deci e o parte din mine care nu poate să ierte partea de la 18 ani. Și atunci ce fac prin intenție este să-mi dau seama cine sunt eu de fapt. Eu sunt practic acel ceva care oferă liniște, pace și acceptare atât părții de la 18 cât și părții care nu poate să ierte. Ați cunoaște toate aceste aspecte, toate aceste părți și ați da seama că tu nu ești aceste părți. Iar în momentul în care tu realizezi că tu nu ești aceste părți, poți să fii automat mult mai plin de compasiune față de tine și față de alții. Automat vei fi iubire, automat, în mod automat, fără niciun fel de efort. Ești liniște, ești compasiune, ești conectat, ai încredere, ai curaj și ai toate aceste dimensiuni ale calităților tale profunde. Și dacă ne uităm cu atenție, în spatele a oricărui comportament uman este dragostea. Doar exact. Că este dragoste conștientă sau inconștientă, asta e tot. Iubirea asta e inconștientă. Aici sunt problematicile tale. Deci, practic, te transformi în tot ceea ce ai judecat sau te transformi în tot ceea ce ai respins vreodată. Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Fix așa se și întâmplă, este exact acest lucru. Pentru că atunci când judeci ceva, de fapt, tu ești acel lucru pe care îl judeci. Exact, exact. Și e ca și când spui, da, e în ordine să fiu exclus, așa cum am exclus și eu. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inimă cu Minte. Astăzi vorbim despre pacea interioară, cum să o obții și cum să nu o lași să plece sau cum să rămână la tine sau cum să facilitezi acea pace interioară să te inunde. Împreună cu mine este un psihoterapeut integrativist. Este specializat în Internal Family System de la Harvard University, este autorul mai multor programe de evoluție personală, facilitator de workshop-uri transformaționale prin metoda constelațiilor familiale și nu în ultimul rând este creatorul metodei Regeneration. Îi spun un bun revenit Ancăi Maftei. Bine v-am regăsit! Anca, îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat din nou invitația la această emisiune. Oricând! Și face plăcere! Mă simt onorat să discutăm lucruri care nu numai că te pasionează, dar care au intrat sau sunt din ce în ce mai mult în interesul din ce în ce mai multor oameni. Ce bine că trăim astfel de vremuri, nu? Uh-huh. E minunat că ne deschidem mai mult inima. Da. Așa pare cel puțin. Așa de aici pare. De unde sunt eu. Ai muncit mult pentru a ajunge la din ce în ce mai mulți oameni. Cum a fost drumul tău până aici? Drumul meu a fost exact copacul Regeneration, așa cum l-am denumit, nu întâmplător. Practic a fost procesul meu personal de regenerare. Nu-l văd ca pe o muncă, sub nicio formă. Din contră, simt că au curs lucrurile. Sigur că am găsit și anumite obstacole și anumite intemperii și anumite furtuni, da, în calea mea de regăsire a mea. Dar a fost ceva plăcut și odată ce am descoperit ca o comoară, așa, copiii ăștia din ființa mea au zis, hai, deci toată lumea ar trebui să simtă așa sau să trăiască asta sau măcar odată în viață să vadă cum putem să fim de fapt și cum suntem noi de altfel gândiți și programați și creați să fim în bucurie, în armonie, în liniște, în pace. Asta am vrut să împărtășesc și nu știu dacă am vrut neapărat, n-am avut o intenție, cum să spun, foarte, foarte clară, dincolo de a fi împreună cu alți oameni. În permanență am valorizat comunitatea și mi-a plăcut să fiu împreună. Asta e un cuvânt împreună. Care mie îmi place. Da. Și conexiunea. Până la urmă, asta este atât de relevant pentru mine și cred că asta vindecă cu adevărat. Relația și conexiunea dintre noi oamenii. Ai spus că pentru tine nu a fost o muncă, dar adevărul este că fiecare din noi muncim cu noi înșine.
în ce măsură ceea ce tu experimentezi astăzi este rezultatul muncii cu tine? Sau hai să pun mai direct întrebarea. Tu ești un psihoterapeut de succes acum. Doamne ajută! Cât la sută din ceea ce ești acum este datorită lucrurilor pe care le-ai făcut cu alți psihoterapeuți pentru a crește tu? Cum să spun, jumătate-jumătate. Cu siguranță eu nu m-am oprit din explorarea mea interioară. Sunt în continuare într-un proces terapeutic. Terapeuta mea este în Statele Unite și mă văd constant cu dumnea ei. Dar în același timp merg la workshop-uri, la tot fel de seminarii, am, să spun așa, practica mea, iar dincolo de asta am foarte mult de învățat de la clienții mei, de la procesele lor terapeutice, pentru că tot ceea ce, cum să spun eu, găsesc ei, găsesc și eu. Eu nu cred în separare, consider că toți suntem interconectați și atunci tot ceea ce văd în psihismul celor care vin la workshop-urile mele, la academia mea, este și al meu. Și totodată, deci de fiecare dată când ei fac un pas către acceptare, către integrarea unei anume părți din ei, iată-mă și pe mine față în față cu aceleași aspecte. Sau când îi ghidez pe clienții mei, nu știu, să-și onoreze părinții, să își cinstească, eu știu, aproapele în orice fel, iată-mă și pe mine pusă în fața faptului de a face același gest. Deci sunt cumva privilegiată, pentru că consider că de fiecare dată când unul dintre ei lucrează și eu lucrez. Și într-adevăr, pot să dau exemplu din workshop-ul de weekendul acesta, a fost pur și simplu constelația mea de mai multe ori. Mi-am pus câteva intenții înăuntru meu și au venit oameni cu aceleași intenții și și-au lucrat exact ca și când mi-aș fi lucrat eu. Și întotdeauna am zis, celălalt ești tu, este o reprezentare a ființei tale și o tratez ca atare. Deci dacă ea își îmbrățișa tatăl sau își onora tatăl, iată-mă și pe mine în interiorul meu ca terapeut făcând același lucru odată cu ea. Și am zis, Doamne, ce binecuvântată sunt, pentru că eu sunt în terapie foarte, foarte multe ore. Deci, practic, foarte multe ore de terapie. În timp ce tu faci terapie cu alții, se întâmplă ceva în interiorul tău. Cu siguranță. Creștem împreună. Uh-huh. Eu consider că dacă nu ne mântuim toți, ca să vorbesc în termenii ăștia, nu se mântuiește nimeni. Deci nimeni nu va fi lăsat în urmă. Asta e viziunea mea. Toți suntem în grija a ceva mai mare. Și atunci când cineva este în urmă, în urmă însemnând în durere, în tristețe, în depresie, este clar încă o parte din mine care suferă. Și atunci e important să-mi asum eu responsabilitatea în interiorul meu, să lucrez cu mine, să fiu din ce în ce mai mult aproape de lumină, tocmai ca să pot să luminez în afara mea. Asta este viziunea mea de viață și, bineînțeles, și viziunea mea terapeutică. Hai să vorbim puțin despre partea asta din mine, din tine, care suferă și să abordăm subiectul acesta al păcii interioare. De ce nu simțim pacea interioară? Noi suntem pacea interioară. Asta e viziunea mea. Așa. Noi suntem asta. De ce nu simțim? Dar nu simțim, într-adevăr, nu ne lăsăm să fim ceea ce suntem. Asta este, pentru că pacea este tot ceea ce este. Să ne imaginăm că masa asta este conștiința pură sau existența sau fiecare să o numească cum vrea și dincolo de această conștiință mai există aceste mici, să zic așa, valuri care fac ca noi să nu ne dăm seama că suntem oceanul. Adică ies anumite unde din această suprafață perfectă și noi ne identificăm cu acestea în loc să ne dăm seama cine suntem noi și din ce suntem plămădiți. Respectiv, sunt anumite aspecte, cum sunt niște perturbări, niște evenimente neplăcute. Hai să le numim așa. Eu le numesc părți. Părți. Este pur și simplu o etichetă ca oricare alta. Părți din noi sau părți din situație? Și. Pentru că întotdeauna situația ne reflectă pe noi. Deci, practic, toată realitatea în viziunea mea este o oglindă. Dacă este ceva ce nu-mi place, despre mine este acel ceva care nu-mi place. Deci, cum de altfel s-a spus înaintea noastră, când arăți cu un deget, arăți cu trei înspre tine. Deci,
promovez autoresponsabilizarea. Și atunci, în momentul în care este ceva care mă perturbă sau nu-mi dă pace sau e ceva dintr-o situație care, iată, apare sub formă de conflict, eu îmi iau responsabilitatea de a aduce lumină în situația respectivă. Că fac asta prin rugăciune, prin pur și simplu gândurile mele frumoase, de luminoase către acel aspect, iubirea mea, acceptarea mea este exact același lucru în viziunea mea. Iar în momentul în care noi oferim această iubire acelor aspecte, ele încep să se dilueze, respectiv încep să se integreze și să se ducă în marea masă de conștiință care suntem toți, de fapt. Deci, practic, faptul că nu simțim această pace este din cauza faptului că nu acceptăm anumite lucruri pe care noi le vedem că trebuie să le respingem. Cumva da. Practic, tot ceea ce este umbră în psihismul nostru și implicit în lume, în viață, sunt chestiuni neacceptate raportat la realitate sau la creație, cum vrem să o numim. Până la urmă, toată opoziția și respingerea a ceea ce este creează aceste, să le spunem, conflicte sau, eu știu, părți perturbate sau dinamici din acestea care sunt foarte tensionate. Să zicem că cineva se luptă cu a-și accepta trecutul sau a se ierta. În ce fel poate să găsească pacea interioară pornind de la ceea ce ai spus? Ca să luăm un exemplu, nu? Da. Bun, deci asta este trecutul meu. Hai să zicem, asta este ceea ce am făcut eu. Implicit sunt eu la vârsta de și nu mă pot ierta. Corect? Deci aici pun pe masă o parte din mine, partea din mine de la 18 ani pe care nu o pot ierta și implicit mai pun încă ceva și anume partea din mine care nu poate să ierte ce s-a întâmplat la 18 ani. Da. Pentru că eu niciodată la nivelul meu profund, al ființei mele, al esenței mele divine, nu o să fiu în ranchiună. Eu consider că noi toți suntem iubire și suntem lumină și suntem tot ce poate fi mai frumos în universul acesta. Asta suntem noi, în esența noastră profundă. Dincolo de asta, există tot felul de gânduri, de emoții, de pulsiuni care nu ne definesc neapărat. Eu pe acestea le numesc părți. Deci e o parte din mine care nu poate să ierte partea de la 18 ani. Și atunci ce fac prin intenție este să-mi dau seama cine sunt eu de fapt. Eu sunt practic acel ceva care oferă liniște, pace și acceptare atât părții de la 18 cât și părții care nu poate să ierte. Atunci ce propun eu este un exercițiu permanent de conștientizare a ceea ce ești. Asta propun. Să-ți amintești și să te lași să fii ceea ce ești cu adevărat. Adică esență divină. Una dintre clientele mele în ședințele de terapie pe care le fac îmi spune că are anumite manifestări care nu-i plac. Și nu știe cine vrea să fie, nu știe cine este ea. Este ea cea care își înfrânează acele porniri, să zicem, agresive, sau este ea cea care se manifestă agresiv? Și niciuna dintre ele. Și îmi spune, eu mă lupt cu mine. Cine ești tu, de fapt, nu se poate lupta cu nimeni. Pentru că cine ești tu, de fapt, e conectat la tot ceea ce este. Adică la creator. Hai să adâncim puțin aici. Da. Îmi place că folosești metafore și asta ne duce la o comunicare sau la o metacomunicare. Dar mai concret, eu care am niște porniri, dar nu sunt de acord cu acele porniri, încerc să mi le înfrânez și nu pot. Le pun pe masă ca să le vadă și cei care ne observă. Deci ești un tu care are acele porniri și mai este un tu, un alt aspect al tău care dislikes, căruia nu îi place ceea ce vede la primul. Dar tu nu ești niciunul dintre acestea două. Exact. Ci ești observatorul. Aia, ești cel care le observă pe ambele.
Și când ajungi în cât mai aproape, hai să nu spunem complet, dar cât mai aproape de esența ta divină, automat vei fi iubire. Automat, în mod automat, fără niciun fel de efort, ești liniște, ești compasiune, ești conectat, ai încredere, ai curaj și ai toate aceste dimensiuni ale calităților tale profunde. Noi toți avem asta. Asta este natura umană. Așa am fost creați. Așa am fost creați, după chipul și asemănarea. Asta este cine suntem noi de fapt. Dincolo de cine suntem noi de fapt, se interpun aceste straturi, care de multe ori sunt moștenite, care de multe ori sunt învățate, care de multe ori sunt programate, da? De experiența noastră, de viața părinților și așa mai departe. Dar asta este nu cine suntem noi de fapt. Și atunci, dacă vrei, modul în care eu fac, nu știu dacă mai pus în numesc terapie, dar modul în care îmi conduc aceste procese de transformare este tocmai la a ne da seama ce comoară extraordinară suntem. Și în momentul în care încă n-ai realizat și n-ai simțit pe deplin, înseamnă că o parte din tine, deci unul dintre acești micuți, au luat tronul. Există un tron intern, un tron al conștiinței. Al conștiinței, da. Și pe tron vorbește cineva. Cred că fiecare poate să se gândească la o parte din mine vrea să meargă la cinema, o altă parte vrea să meargă cu prietenii, o parte vrea să se roage, uite că suntem în această idee astăzi, și o altă parte vrea să, nu știu, să se ducă cu prietenii undeva. Cred că toți am avut asta. Exact asta predau și eu. Ați cunoaște toate aceste aspecte, toate aceste părți și ați da seama că tu nu ești aceste părți. Iar în momentul în care tu realizezi că tu nu ești aceste părți, poți să fii automat mult mai plin de compasiune față de tine și față de alții. Apropo de păcat și păcătos, dacă suntem în zona asta. Deci, nici într-un caz nu vom eticheta un om pe de-a întregul, pentru că noi înțelegem că e doar o parte din el care a făcut asta. Și de multe ori această parte a moștenit ceva din familia lui. Respectiv, cineva din familia lui a trecut prin ceva similar și atunci, iată, el, din iubire față de ce a fost, se găsește într-un mod automat, inconștient, să manifeste ceva foarte similar. Deci, practic, cumva, ceea ce propun eu aici este o perspectivă a iubirii totale, fie ea conștientă sau inconștientă. Consider că noi toți suntem iubire. Asta e. Iubirea asta e inconștientă. Aici sunt problematicile. Da, că în rest, acolo e frumos și plăcut. Ne întoarce în anumite momente din trecutul nostru în care, să zicem, onorăm pe cineva. Da, așa cum ai spus tu. Adică facem anumite lucruri pe care le-am văzut sau le-a făcut cineva din trecutul nostru. Dar noi nu acceptăm lucrul acesta, să zicem. Da? Nu acceptăm. Atunci această iubire inconștientă, că la nivel mental nu accept, dar sinele meu vrea totuși să iubească partea aceea. Exact, exact. Noi natural suntem făcuți, plămădiți din dragoste. Și atunci această dragoste se va revărsa asupra unei situații sau asupra unui om, indiferent. Iar în familii există foarte, foarte multă dragoste, chiar mai multă, dacă am putea spune așa, decât în viața de zi cu zi. Și atunci această dragoste va fi pur și simplu, oricât ne-am opune noi. Și atunci, dacă la nivel rațional mă opun, adică judec, critic, spun, ia uite ce-a făcut nu știu cine și așa mai departe, practic, ce fac eu este să las iubirea inconștientă să acționeze și mai mult. Și cum acționează? Prin a ne alipi la destinul acelei persoane sau la felul de a fi al acelei persoane. Deci, practic, te transformi în tot ceea ce ai judecat sau te transformi în tot ceea ce ai respins vreodată. Vine acum în minte un citat: nu judecați ca să nu fiți judecați. Fix așa se și întâmplă, este exact acest lucru. Pentru că atunci când judeci ceva, de fapt, tu ești acel lucru pe care îl judeci. Exact, exact, exact. Și e ca și când spui, da, e în ordine să fiu exclus, așa cum am exclus și eu. Lucru pe care vreau să-l resping, de fapt îl atrag. Da, îl voi atrage în viața mea într-o formă sau alta. De multe ori mă transform în ceea ce a fost înaintea mea. Și
atunci ce să fac? Să-mi doresc să fiu ca persoana respectivă, să-mi doresc să fiu așa, să-mi doresc comportamentul ăsta, să zicem, neproductiv, de critică? Nici într-un caz, ci să accepți și partea din tine critică și să accepți și partea pe care o critică. Deci, practic, tu să fii acel soare care oferă lumină tuturor aspectelor din jurul lui. Precum, îmi vine în minte acum niște cuvinte ale lui Iisus, care zice că Dumnezeu își revarsă soarele lui și peste cei buni și peste cei răi. Exact. Și câteva texte mai jos spune, voi fiți dar ca Tatăl vostru. Exact. Dar ce frumos ai spus. Exact asta, asta spun și eu, dar bine, evident, cu alte cuvinte. Exact asta, asta vreau să transmit. Să fim ca Tatăl nostru. Practic, avem nevoie să ne îmbrățișăm pe noi înșine? Cu totul. Cu totul. Pentru că și părțile care critică, da, am dat noi exemplu ăsta, sunt doar părți care au suferit foarte mult, au trecut printr-un război într-o formă sau alta. Și este maniera lor, felul lor de a-și arăta și ele iubirea. De ce oare critică aceste părți din noi? Păi ca să ne fie nouă bine, ca să putem supraviețui, ca să ne simțim, eu știu, poate mai bine, ca să ne simțim valoroși și așa mai departe. Că, na, dacă îl critic pe nu știu cine, clar, eu mă poziționez mai sus și atunci această iluzie a superiorității îmi dă un sentiment oarecare de mai bine. Dar, deci, clar, chiar și partea asta care critică e tot din iubire. Chiar și partea care, eu știu, judecă, habar n-am, pe cineva alcoolic, de exemplu, din familie, judecă tocmai din dragoste, din dragoste pentru poate niște copii care au suferit foarte, foarte mult în, în aspectul respectiv. Și dacă ne uităm cu atenție, în spatele a oricărui comportament uman este dragostea. Doar exact. Că este dragoste conștientă sau inconștientă, asta e tot. În cazul unei adicții, e clar că e dragoste acolo. Cu siguranță sufletul nostru tânjește după cineva. Exact. Și atunci, ce ar trebui să accepte persoana care este dependentă de o substanță sau de un comportament? Ce ar trebui să accepte ca să încheie acel comportament adictiv? În primul rând, să se uite în familia lui dacă mai există adicții, nu neapărat față de aceeași substanță. Poate fi față de o substanță, față de un anumit comportament, față de, eu știu, bani, față de o funcție, față de un mod de a fi și așa mai departe. În momentul ăla să se hotărească, să onoreze și să lase jos orice judecată față de persoana respectivă sau persoanele respective. Deci este o decizie internă de a renunța la judecată și de a accepta tot ceea ce a fost înaintea noastră. Să facă acest lucru în primul și în primul rând cu tot ceea ce se întâmplă în neam. După ce a făcut acest arbore și l-a schițat pe foaie și a făcut această dimensiune interioară, zic eu, foarte relevantă, ulterior să se uite în interiorul lui, să vadă ce parte din el tinde să se umple cu substanța, cu drogul, cu obiectul dorinței. Și atunci să înceapă să ofere iubirea lui părții care vrea să se umple. Deci o scoate, dacă vreți, puteți să faceți asta, să o scoateți pe o foaie de hârtie, să facem un jurnal, sau putem chiar să luăm un obiect din casă, să ne imaginăm pur și simplu ca și când este un omuleț în ființa noastră, căruia îi oferim foarte multă iubire, pentru că acea parte care caută substanța, da? Fie alcool, fie un anumit drog și așa mai departe, este un copil care își caută părinții. Deci este un copil care n-a avut iubirea mamei, consolarea mamei și cel mai probabil, în cazul adicțiilor de tipul tutun sau alcool, este o legătură întreruptă și cu tatăl. Deci din experiența mea și nu numai, și din experiența altora înaintea mea, s-a văzut foarte clar, în ceea ce privește tutunul, e vorba de dorul față de tată, în ceea ce privește alcoolul la fel, deci majoritatea, 80% aș zice, din adicții își au la bază relația cu tatăl. Deci, iarăși, să iubim acest copil din ființa noastră căruia i-a lipsit tatăl, care a fost absent, fie psihologic, fie fizic, sau ambele. Și atunci, oferind în fiecare zi un pic de iubire acestei părți, o să îi umplem respectivul dor, încet, 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 nu să facem de pe zi pe. Și, nu în ultimul rând,
lucrăm cu dorul față de tată sau cu dorul față de mamă. Adică, dragă tată, mi-e dor de tine. De fiecare dată când am tendința să iau, eu știu, mâncarea respectivă, habar n-am ce adicții mai au oamenii, să se reapuce de muncă, să ia telefonul în mână sau fiecare ce dezvoltă acolo, putem spune fraza asta în timp ce inspirăm. Mi-e tare dor de tine, tată. Și se liniștește ceva în interior. Dacă noi ne asumăm responsabilitatea față de acest copil care a suferit foarte, foarte mult și care, iată, încă suferă, că n-a dispărut nicăieri. E tot acolo. Deci cam astea sunt cele trei aspecte. Da. Din păcate, timpul a expirat. Da. Și încă subiectul e larg în fața noastră. Dar a fost o introducere potrivită pentru cei care vor să exploreze și chiar pot să te caute și pe tine. Normal, oricum, Anca, oricând. Acum, la final, alege între inimă și mine. Îți dai seama. Dar aș mai zice ceva, dacă îmi permiți. Te rog. Ele nu sunt. Exact. Și ele sunt așa. Este doar... Nu există separare. Da. Este doar un joc artificial. Da, e un joc drăguț. Oricum, e un joc foarte frumos. Așa, Iisus Hristos, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Ce mișto! Cum e posibil să ai pace în necazuri? Păi, cum o găsești altfel? Da, exact. Se poate una fără alta aici, la noi, în lumea asta? Nu. Nu. Atunci ne apropiem mai mult de ceea ce suntem. Pentru că suntem puțin forțați, suntem ca copilașii aceia mici. Haide, uite-te un pic aici. Și îți dă Dumnezeu un mic obstacol ca să poți să-ți arăți mai clar cine ești. Și îmi place cum ai spus. Dumnezeu îți dă un mic obstacol ca să vezi cine ești. Da, altfel cum poți să descoperi. Mulțumesc mult, Anca. Și eu tare mult. Să ne vedem curând. Curând, exact. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, să trăim cu iubire și acceptare atunci ce este în noi și în jurul nostru. La revedere!